Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii, dar mai ales doamnelor, pentru că azi e despre voi, la mulți ani! Pe 8 martie sărbătorim Ziua Femeii. Această zi este un eveniment important în viața noastră și a fost sărbătorită prima dată în anul 1909 la New York, iar în anul 1977 a fost adoptată la nivel internațional într-o adunare generală a ONU. Știm că sunteți deja în căutarea cadoului perfect, așa că noi am făcut o mică documentare aici, la școala de televiziune Dicție.ro, ca să vă sărim în ajutor. Cele mai frumoase cadouri sunt cele care ajung la suflet, așa că pe primul loc în topul alegerilor ar fi o seară în oraș la un concert, de exemplu. Vă dau niște ponturi. Delia cântă pentru mame pe 8 martie la Hard Rock Cafe în București, iar la fratele îl vedeți pe Carla's Dreams. Dacă doamna e mai pe latino, Pepe vă așteaptă la Sala Palatului. Dacă vreți să-l vedeți pe îndrăgitul Smiley, aflați că următorul concert la care ar mai găsiți bilete e abia pe 16 martie. La Berăria H îl găsiți pe Ștefan Bănică Junior și Horia Brenciu. Desigur, și o mini-vacanță la munte poate fi un cadou frumos. Dacă vreți să cumpărați ceva drăguț pentru cele mai iubite femei din lume, s-ar putea să găsiți lucruri drăguțe la târgurile de mărțișor. Sunt în toate marile orașe. Dacă ne-a scăpat ceva, să ne lăsați un comentariu. Eu sunt Gârjoabă Iulia. Numai bine, pe curând!